Salutare toată lumea, numele meu este Andy și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. De fapt, nu e un episod din Minecraft, dar la început, mai înainte de toate, vreau să fac ceva foarte, foarte drăguț. În sfârșit, am reușit să postez clipul, să-l editez, doamne, când mi-a luat. Și da, cred că e din cauza PC-ului meu, că merge foarte greu și toate tot ce am băgat acolo a fost și la supra-încărimar și tot timpul dădea crash, bănuiesc în timp ce se întâmplă aia. Bun, deci l-am terminat în sfârșit, l-am pus și pe YouTube, pe canalul cel nou, desigur. De aceea, vă invit să dați, nu știu, pe undeva pe aici, pe acolo, nici nu știu unde să-mi pun, cred că pe aici, că pot să-mi pun webul în stânga, o să pun un link sau o anotare către clip, care desigur va fi pe canal, deci puteți să vă abonați de acolo. Deci vă rog frumos să vă abonați, pentru că acolo sunt desfășor și cealaltă majoritate de timp. Sper că de acum încolo o să reușesc să postez mai mult și pe gaming și pe celălalt. Sper că un vlog pe săptămână, cel puțin un fel de vlog. Deocamdată asta n-a fost chiar un vlog, dar a fost pe aproape. Deci înțelegeți voi. Sper că voi reuși să postez măcar unul pe săptămână. Deci da, o să înțelegeți voi. Gaming-ul o să rămână la fel, nu o să-l afecteze cu nimic, în niciun caz, poate chiar o să postez mai des, să vedem în funcție de timp. Și da, vă invit să vedeți clipul, să vă abonați. Deci o să fie pe aici undeva sau o să fie în descriere. Găsiți voi, nu contează descriere, dar vă rog, dacă nu vă duceți acum, mai bine duceți-vă acum și abonați-vă și vedeți-le și vă dargeți după aia la episodul de Minecraft, pentru că în Minecraft se întâmplă ce se întâmplă de obicei, știți și voi. În Minecraft facem lucruri care se pot face doar în Minecraft. Ei! Am venit cu game mode până aici. Nu vă luați de mine. Intrăm din nou. Se numește World numai pentru că a trebuit să eu dau lui Berge de când cu serverul și toate cele și n-am mai dat înapoi, adică nu i-am mai schimbat numele, înțelegeți. Dar mapa aia noastră. Bun. Deci nu uitați să faceți ce v-am zis. Întâi aia, după aia reveniți la episodul ăsta de Minecraft, ok? E mai important ce e acolo decât aici și vă rog frumos să-mi lăsați părerile, să mă încurajați, un subscribe, un like, un share, orice m-ar ajuta să cresc, pentru că știți că începutul e greu, ca și cu acesta. Ca să nu vă mai zic că de câteva zile încoace, pe canalul meu de gaming am câte 50-60 de abonați pe zi. Vă mulțumesc că mă urmăriți și că vă tot abonați. No homo. Bun. Deci chiar mă bucur, a fost ceva gen wow, în ultimele zile chiar am avut ceva abonați. Am avut vreo 300-400 de abonați în ultimele zile, nu știu, 5-6 zile. Bun, acum, efectiv, I don't have fucking idea what to build. Trebuie să construiesc ceva. Nu știu nici unde, sincer. Oh, sunt pe game mode, frumos. Ce? Ce? Atât. Ie! Mă! /game mode 0. Atât. Scuzați că v-am zis, am venit până aici că era cam departe și na. Deci stați să ne uităm. Chiar nu știu unde să construiesc. Vreau să construiesc o căsuță mică din acacia wood pentru că arată bine. Am mai luat ceva wood de pe asta la noi fără game mode. Ia să vedem. Oare merge pe aici o căsuță din acacia wood sau... Eu zic să... Adică, cred că ar merge aici lângă fermă un fel de căsuță, știți? Adică nu știu, eu zic că ar da bine. Ia să vedem ce reușim să construim pe aici. Nici nu știu, sincer. Dar să nu stricăm prea mult world generator. Unde mi-e lopata, frate? Aoleu, inventar full again. Nu suport inventarul full. Atât. Vreau să fac puțin aici frumos nivel. Atât, că nu trebuie mai mult. A, asta cred că e de ajuns. Să sperăm că mai ajunge pentru o să le aici, da. Perfect. Iarba asta niciodată n-am suportat, frate, iarba. Lasă puțin că parcă am siluri, da. Să mulțim. Chiar dacă o să am tot timpul frame-uri, cum o să trebuie aici și acum am frame-uri. Deci trebuie neapărat să-mi vină banii de pe YouTube, care încă nu mi-a venit pentru că am făcut eu o mare prostie și nu am băgat un cont când mi-a venit prin poștă pe un cod la Google AdSense, mă rog, nu mai contează. Și trebuia să-mi vină, dar n-a venit până acum, că de, v-am zis nici cauză. Băi, frate, dar vacile își dau să-mi facă niște frame-uri, mâncalea și... Dați puțin să verific ceva. Nu mai e nimic în bară, deci vacile de vină. Și viața e divină, căci uneori viața e divină. Oh, da, pa, ce simetric. Oh, ce zice să construim o casă așa, ce zice, simetric. Ia să vedem. 1, 2, 3. Sper să ajungă udul, pentru că nu am luat chiar așa de mult. Știți, din ce cauză mi-a fost cam lene.
Bun. Băi, arată bine și acaci aud. Ia să vedem. Băi, dar am prea multe prostii pe aici, frate. Nici nu ce să arunc. Aruncă o sidură la aici. Ia. 2, 3. Mă nu mă supăra, mă. Mă nu mă supăra, mă. 3, 3. Aici o să vină o ușă, ia asta să vedem dacă... Așa. Un alt fel de ud în plâng s-o merge, ia să vedem. Nu. Cred că tot, o să pun tot acacia ud. Ud în plâng. Sau am o altă idee mai bună. Bă, de fapt, destul de bine, dar să vedem. Mai încercăm ceva. Încerc cât de mult pot să nu vătușesc în microfon. Știu că e o senzație nasoală. Băi, sincer, nu. Mai mișto doar cu acacia ud. Arată binișor ce pot să zic. Aici o să vină niște gemulețe și o să vină cool. Dar sigur nu o să-mi ajungă acacia ud. Nici nu știu ce o să construiesc aici. A, nu-i bine. Trebuie să mă pun și aici, unde e. Aici e dreptul. Una. Aici. 1, 2, 3. 4. Și sigur nu o să-mi ajungă acacia ud. Dar parcă mai am ceva în afară de stacul ăsta, sper. E bine. Asta e un fel de casă de la țară, știi, din cârpici. Acacia ud ăsta așa arată, mă, ta cârpici. Ia să vedem. A, uite bă că mai am, perfect. Nu cred că e nevoie să pun asta, ia să vedem. Tăceți, vacilor! Taceți! Să vă zic mai pe șleau. Nu, nu vine așa. Cred că vine mai bine așa. Doar așa. Și așa, ia să vedem. Asta e. Eu zic că o să dea bine. Mă duc să pun niște geamuri la făcut totuși până una alta, pentru că până reușim să rezolvăm și cu casa. Chiar dacă nu se mai vede mini ferma de vaci, nu cred că e o problemă, nu? Mă, dar ce are părumele ăsta așa vâlvoi? Vâlvoi! Am făcut acolo clipul drăguț cu Crăciun, cu împotrobirea casei, să vedeți ce drăguț mi-a ieșit. Îmi place să-l laud. Așa, stați că totuși. O, avem 3 stacuri de lână. Păi ia să luăm 2 stacuri la noi, poate le folosim la ceva. Bux, n-avem de ajungele. Siduri, frate, ce facem cu sidurile ăștia? Ăștia le arunc. Ăștia trebuie să le plantez, dar nu știu sigur dacă crezi ce vreau să bag. Sand, mai am sand? Sand, sand. Uite aici sand, 64 mi ajunge. Nu, ce puțin iron, doar 56, hai bă, doar atât ce... A, mă, se vede destul de binișor căzuța aia acolo, nu știu ce să zic. Sper să se vadă bine, să nu fie aglomerat prea mult constructiile de prin zonă. Pentru că dacă nu, nu prea putem să o mutăm. Aici cred că o să vină bine așa. Ia. Așa. Și acolo geamuri. Da? Sau aici vine, nu, de la jumătate asta vine mai bine, cred că ud în planks. Acacia ud în plank. Ce-mi place cum sună, acacia. Merge mai bine așa. Bun, haideți să facem și pe asta. Cum e celălalt? Oh, da, acacia ud în planks. Și înăuntru să vedem din ce reușim să-l formăm. Bun, asta e.
Acoperișul o să fie destul de nasol, nici nu știu cât am filmat, 10 minute, mai am timp. Acoperișul, trebuie să scoatem întâi, cred că toată podeaua asta de dirt, care sigur nu o să ne folosească la nimic. O lopată de aer nu avem? Nu avem. Sau avem? Nu, nu avem. De ce aș avea o groapă de dirt? Nu știu, chiar nu știu. Adică, de ce aș avea dirt în casă? Nu am explicat bine, dar n-are nimic. Băi, dar lopata asta parcă merge și mi se și termină, frate. Am și spart greșit. Până mâine reușesc să scoși asta. Mergi cu fiecare. Cu spart mă simt mai... Da. Da, ce să mai zicem și noi. Nu mai avem delea. Avem aici un crafting table care trebuie să-l punem undeva, de locanată până afară. Ce vreau să fac, da, o lopată. Trebuia să iau, m-am și gândit, Andy, iau și o bucățică de aeron. Nu, Andy, de ce să iau o bucățică? De ce să faci cu bucățica de aeron la tine? Doar nu să faci o lopată din aeron care să sar mai repede. Nu, niciun caz, nu. Ce faci tu cu lopată de aeron? Lopată de aeron e useless. La fel ca lopata din Dion. Nu, acum mint, vă mint, să nu vă luați pe mine. Dacă vă jucați Minecraft, să nu faceți așa ceva. Deci să nu faceți. Uite, vedeți? Ar trebui să, adică, sper că apreciați că eu mă uit tot timpul la voi. Pentru că alții nici măcar nu se uită la voi, vorbesc doar cu ei înșiși și cu monitorul. Nu-i deloc frumos, nu. Nu știu ce să zic, dar nu-i deloc frumos. Alții nu dau nume. Bine, sunt și alții care o fac, adică PewDiePie. Care mie unul îmi place. E șmecher om. Șmecher. Ca să nu mai vorbim că are mai mulți bani decât mulți dintre noi. La un loc. Dar asta nu ne privește pe noi. Haide să trecem la treabă. O să fac ceva drăguț aici, un fel de, nu știu, un fel de da, habar n-am. Să fie ceva drăguț aici, nu știu. Mai avem un plâng? Frate, nu spune că se face noapte. Da, se face noapte. Nu e nicio problemă, nu o problemă, chica. Noaptea e frumoasă. Când știi să te bucuri de ea. Cita zăpă, cita. Sincer, nu știu ce vreau să fac aici, dar o să iese ceva, bănuiesc. Oh, o să fac o cameră de oaspeți, frate. O cocioabă de oaspeți. Îmi place cum... O să pun multe paturi aici. O să fie șmecher. Hai să mai fac un crafting table. Că o să luăm și pe celălalt de afară. Și să le fac un fel de mâncare. Nu știu ce să zic. Așa. Aici o să le fac un chest unde să-și pună lucrurile. Un double chest. Așa. Că trebuie și furnale să-și gătească, nici nu știu, sincer. Dar o să fie, o să iese ceva super, pentru că am o idee și mai șmecheră. Vreau să mai fac 4. 3. Nu ajung, cred că e perfect. Bun. Da? Uitați-vă cum, uitați de aici, e un fel de bug, vedeți? Ia? Nu uităm de aici așa și... Mă rog, nu mai contează. Ar fi mișto să le fac fraierilor răsura și un fel de bookshelf aici. Așa, lângă fiecare cămăruț, ar fi super mișto. O să fac, stați așa. Continuăm aici cu... Facem și două uși. Formă pe tot că... Unde? Oh, stați că era să țin apăsat pe shift și să zboare toate itemele aici. Adică toate ușile. Nu arată frumos el, frate, ce pot să zic. Mergem să luăm și geamurile. Pe care, din câte știu, putem să le colorăm. Dar nu știu cu ce culoare bine ar... Cred că ar dă bine cu alb, adică culoarea normală a geamului. Adică în color, pardon. Alb e culoarea normală a unui geam, știați? Nu știați, vedeți? Ar fi ceva incolor. Bă, dar așa nu s-a mai terminat. O, ești nebun. Ce mai vreau să mai luăm de aici? Bookshelf, să facem niște bookshelf. Ce? A. Ah.
64, nu ajung deocamdată. Ia să vedem books, 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 books. Nu sunt! Unde sunt books? Nu am bookshelf, really? Deci really, really, really. Nu mai am bookshelf. Bă, ești nebun. Ia să-ți iau ăștia. Dar știu că am băgat eu 10 acum de curând. Am 35 de sugar cane-uri și pielea ne trebuie. Mai e piele pe aici? Nu. No. Sugar cane-uri a mai fost aici, ok. Oh, 53 piele, haide să... Dacă mai găsim ceva sugar cane-uri? Nu. Nici piele. O, oh, avem lână portocalie, ar putea face ceva frumos cu ea. Ia să ne... Cum se făcea paper, frate? Frate... Nu știu cum se făcea paper. Măi, sunt prost. Aha, ce prost sunt. Chiar că sunt prost. ...14 cărți. Ce pui mai fac din 14 cărți? De fapt, nu ies ceva bookshelf, ia. Șase bookshelf. 4 bookshelf. Ne mai trebuie încă 2. Cam așa. Ia să vedem dacă mai luăm niște sugar cane, că sigur s-a mai făcut. Hop! Ah, ok. Băi, da, adevărul e că s-a făcut, ați așa că murim de foame? Carrots. Mă, măcar s-a făcut. Sper să reușesc să mai fac încă cât mai trebuie. Încă ceva. Bun. Cât am luat? Deloc? Really? Tempui mei. Băgați-ai picioarele, băi, frate. Pentru că nu am avut aia, cum se numește. Nu mai știu cum se numește, am avut loc în inventar. De-aia nu le-am luat. Stai să-l punem înapoi, că s-a stricat. Hai că n-ajung ăștia ca să mai facem. Bun. Măi, ăștia deci nu mai cresc. Haide, tati, hai. Știu că am fost plecat acasă și de obicei mi se pare că nu crește când nu ești pe lângă el. Parcă, nu știu ce să zic. Mă rog. Dar stai că avem totul la noi, mergem să facem direct acolo, ne mai urcăm sus. Pichis, mă salut, vezi că vine Crăciunul. Hai, oricum te tem Crăciunul ăsta. Ești cu minte. Casa de oaspeți este gata, casa de oaspeți este gata. Oh, ce frumos aude când spargi geamul. Ai simțul ăla ca și cum ai sparge geam, un geam în realitate. Adică e mișto. Nu știu ce să mai construiesc, adică mai știu ce să construiesc în casa asta. Chiar pentru asta am avut idei. Și nici nu m-am stat să mă gândesc, mi-a venit pe loc. I'm a genius. Așa. Hop. Băi, dar am irosit la geam, oricum aveam ceva ce lupt sendul. Ce sendul doar crește în copaci sau pe plajă. Toată lumea știe asta, nu? Ia să vedem cum dă cu bookshelf. Să nu le facem degeaba. Băi. Dă destul de bine, frate. Hai să facem bookshelf. Ia, acum facem bookshelf-uri, bookshelf-uri. I'm a genius, right? Trebuie decât 1, 2, 3, 4. Așa, bun. Ați mai apoi itemele? Da. Ok, ia să vedem ce ar mai trebui prin casa asta. Torțe, asta, da? Ia să vedem. Ok, am făcut la fix, torțe everywhere. Ia să vedem ce ar mai lipsi pe ce mai lipsește de aici. Niște furnale, ia să le fac 2 furnale.
Ok, ia. Cred că le ajunge, nu? Adică dacă vin să mănânce, să aibă unde să-și gătească, nu? Băi, sincer, arată șmecher. Mi-mi place. Doar că acum trebuie să mai lucrez la exterior, dar o să facem asta în episodul viitor. Bun! Deci... Oh, nu uitați. Canalul de vlog în descriere. Intrați pe el, vă uitați la clip și dacă vă place, vă abonați, dar vă spun de pe acum, o să vă placă. Da? Deci vă rog frumos să vă abonați, mai știți că mă ajută. Dacă vă place, normal, adică na, nu vă pot obliga să vă abonați la ceva ce nu o să vă placă, nu? Mă rog, și o să urmăm un fel de un vlog pentru că știu și eu ce înseamnă asta. Pentru că sunt de meserie, modă vechi, veteran. Mă știți voi, da? Mă știți, cum să nu știți? Mulți dintre voi. Bun. Și nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Dacă știți pe cineva care mai vrea să mai dea share, dă spune și lui să dea share. Nu mă supăr, eu nu mă supăr. Deci, din partea mea puteți să faceți ce vreți, ok? Bine. Deci, ne vedem data viitoare, nu? Haideți, pa, pa!